Dacă e marți, e ședință de Consiliul la Sebe și nu una obișnuită, ci extraordinară. Atât de extraordinară încât președintele de ședință a lipsit la fața locului, molipsind alți patru consilieri, dintre care unul a spart absenteismul. E vorba de o doamnă consiliera care prezență s-a făcut simțită mai târziu, precum ecoul faptei viitoare. Primarul Alexandru Dăncilă a dat cu voce liniară pe alocuri, parcă șifonată de plictis, start dezbaterilor. Am convocat Consiliul local. Întrucât președintele de ședință lipsește, conform hotărârii de Consiliu dat anterior, domnul viceprimar va fi președintele acestei ședințe. Ar dori să facem prezent, domnul secretar? Întrucât ședința a fost extraordinară, consilierii locali au demonstrat că un proiect de hotărâre se poate vota și cu ochii închiși. I-a trezit, le-a deschis ochii liberalului Ioan Rodian. A urmat apoi spectacolul oferit de un nene specialist în a susține absolut dezinteresat interesele altora. La un moment dat, nenea specialistul a dat cu vorba în bălți și a apostrofat că face valuri, a simțit nevoia să-și ceară scuze pe șoptite, dar în văz. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUS, exploatare material de umbrătură, groapă de împrumut extravagant, Obreja Mare 4, municipiul Sebe, județul Alba. Comisia de urbanism. Aveți favorabil. Dacă am intrat la alte comisii. Atâta, da? Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Nu sunt. Vă rog, domnul Codian. La articolul 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către arhitectul șef compartimentul urbanism așa de Corii și Construcții și Sece Straco Grup SRL. După câte înțeleg, am văzut beneficiarul este Gloria Invest, n-am înțeles cum poate să ducă la îndeplinire acest proiect dacă va fi votat Straco Grup. Cred că este o greșeală, vă rog să remediez. Vă Se modifică. Se modifică. Supun la vot amendamentul cu modificarea Sece Straco în Sece Gloria Invest. Cine este pentru amendament? Corectare. Aici corectare. Împotrivă? Se abține cineva? Abținere la comisia amendament. Așa, deci în afară de la Cristian, se mai abține cineva? Da, amendamentul, abținere domnul Cristian și acum supun la vot amendamentul cu proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Abține. Domnul Stanciu, domnul Rodian, domnul Radu Cristian. Și eu. În ceea ce privește unele cereri ale cetățenilor, că noi am mai avea nevoie de niște materiale pentru a încheia această autostradă și am niște cetățeni s-au adresat firmei noastre, iar noi am explicat că acești cetățeni să adreseze Consiliul Local pentru a-și face baltă, dacă vor, sau să-și facă ceva, că sunt proprietari și, din câte știu eu, Consiliul Local solicită neapărat aprobarea puzului numele proprietarului. Sunt niște cereri adresate Consiliul Local la dosar, iar eu am făcut niște propuneri pentru acele bărți, cum vor arăta în zona
Răstoacă, acolo unde sunt casele de romi, unde sunt multe, am observat multe gunoaie, multe... Și oamenii vor ca să nu mai pună pe terenul lor gunoaie, vor să-și facă o baltă și cu un gard. Am studiat problema și am făcut niște planșe care o să vi le prezint, cam cum vrem să arate această baltă, adică agrement. Dacă considerați că e benefică și municipiului Sebeș, dacă ați dat acordul acelor proprietari, ca noi să știm să luăm legătura cu ei, să le putem efectua această lucrare, este necesar să obținem permis de exploatare, că altfel nu putem folosi materialul. Și dacă nu, căutăm în altă parte și dumneavoastră să-și facă altfel problemele. Două întrebări. Da. La ce adâncime se pânza freatică în zona respectivă? Nu este o pânză, este fundul Sebeșului, râului Sebeș. Și la, apa este deja de la în jur de 2 metri, 2 metri și ceva de reiesa. Dacă noi exploatăm din studiile care le-am făcut noi până la 4 metri, cam, ar veni cam în jur de 1,82 metri de apă. Am înțeles. Și ați făcut o... Am făcut un prospect. Da, o prospectare a terenului, din da. Ce parte vin izvoarele respective? Nu, este râul Sebeșului, care pe toată valea de acolo, din deal în deal, e în mapă, sub jur la 1 metru. V-am înțeles, dar când s-au făcut lucrările la baraj... Nu căzut în partea cealaltă. N-a căzut în partea cealaltă. N-a scăzut apa, de când au făcut lucrările la baraj, n-a scăzut nivelul apei acolo. Eu știu, dar curios cum s-a asigurat alimentarea cu apă a unei bălți de... Dacă erați curios sau dacă sunteți curios, o puteți deplasa la Petrești, în spatele la domnul Goța, acolo unde sunt bălți de pescuit, fără a avea... fără a avea niciun fel de altă sursă de apă decât izvoarele locale. Sunt, în zona aia sunt. Păi aici e mai jos, apa de obicei de la Petrești, va se vezi. Și mai este încă o solicitare a unui cetățean din de la Trei Ape. Eu acum cum mers pe Alba pe dreapta, care vor sau trei zboare. Vrea și dumnealui să-și facă încă o baltă de agrement de 4 hectare. Și solicitarea la dumneavoastră aici. Dacă mai sunt întrebări din partea consiliilor? Dacă mai sunt ceva întrebări. Vreau să știu, de ce nu vin dânsii ca să-ți ceară treaba asta? Ce veniți dumneavoastră? M-au delegat pe mine, că poate vorbesc mai bine. Și-au exprimat în cerere dorința dumneavoastră, de cerere. De ce ați dubit? Am văzut ce ați făcut aici, în partea asta, Sebeșului. După zile, nu-i gata. Nu cred că se poate direct. Cum mă pot? Cerere, analizăm. Da, da. M-a întrebat, vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți. Nu știu că să întreb ceva pe tine. Da. Dacă pe viitor am să votez împotriva cui. Și pe mine mă veți întreba ce face. Mi se pare normal atitudinea asta. Nu înțeles. Nu, dacă eu pe viitor am să votez împotriva sau am să mă abțin la punzurile dumneavoastră. Dumneavoastră, ca constructor de bună credință în jurul municipiului Sebeș, și normal să... ce faci? Dar nu știu ce este ce vă referiți. Nu-mi dau seama că ce vă referiți. Păi nu, am văzut că colega mea... Vă rog, nu intrați în polemici cu colegii și... Nu, păi da, așa se... Te uiți spre unul cum votează? Spre unul nu am auzit nimic, nu știu ce-a dat.
Vă spun, da, dar probabil ceva neintenționat. Dacă permiteți, proiectul numărul 1, care va fi acum proiectul numărul 3, da? Citeți proiectul numărul 1 ca să așa e fișa de vot, da? Dacă permiteți. Proiectul 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către cele de ADR a străzii vestitorului și a canalului AC 1619, aparținând domeniul public al municipiului Sedeș. Înainte de a trece la comisie, dau cuvântul domnului primar. Despre ce este vorba? Deci, săptămâna trecută am convocat toți investitorii din zona respectivă să întrebăm cu ce probleme se confruntă. Printre problemele care le-au ridicat au fost probleme legate de infrastructură, așa numai de drum, probleme legate de partea electrică, probleme legate de trotuar, probleme legate, mă rog, de extindere a apei înspre vin. De asemenea, pentru că cunoașteți cu toții, este vorba despre o investiție care urmează să se realizeze în Sebeș. În acest sens, pentru operativitate, am inițiat acest proiect prin care să cedăm acest drum CNADNR-ului împreună cu canalul pentru a-l amenaja, întrucât perioada de efectuare a lucrării este mult mai scurtă decât dacă am face noi. Și în acest sens vreau să vă supun atenție și să vă spun. Articolul 1 rămâne așa cum este. Articolul 2 va suna în felul următor. La finalizarea lucrărilor prevăzute la articolul 1, și anume strada investitorilor, număr de inventar cu tare, lungime de 750 de metri și a canalului cu număr topo, lungime de 2400 metri, vor fi predate înapoi municipiului Sebeș. Consilierul Radu Ronci a inițiat un proiect de hotărâre legat de achizițiile publice, dar respins de comisiile de specialitate. Indignat, alesul a arătat cu degetul spre licitații pentru lucrări aproape finalizate. Proiect de hotărâre privind obligațiile instituțiilor publice de a comunica documente privind achizițiile publice. Comisia de economică. Aviz nefavorabil. Comisia de administrație. Aviz nefavorabil. Întrebări, discuții, dacă inițiatorul de proiect dorește să intervină? Da. Domnul Ronci a răspuns. Am citit rapoartele de specialitate, dar nu am găsit în rapoartele de specialitate nicio încălcare a prevederilor legale, doar simplu fapt că nu este necesar, că noi consilierii oricum avem acest drept de a solicita astfel de documente și că nu este necesar să-l cerem în avans. Dragii mei colegi, în urmă cu ceva luni a trecut un proiect, hotărârea Consiliului Local numărul 60, cu privire la informarea la informarea consilierilor referitor la achizițiile publice în derulare. Pe 7, luna asta, am primit printre altele și o informare de la Școala Generală Petrești, cum că începe acolo o achiziție publică, reparare, teren, fotbal și așa mai departe. M-am deplasat acolo și lucrarea e făcută 90%, era făcută pe 7. Deci, într-adevăr, cum să spun, unii dintre dumneavoastră poate spuneți că oricum, dacă se votează, tot nu se respectă. Este inadmisibil să anunț, deci există hotărâre de consiliu local, anunți consilierii locali, vezi că am demarat procedura de achiziție pentru reparații teren și terenul să fie gata făcut. Cum a referitor la actualul proiect pe care l-am inițiat. Dacă sunt printre dumneavoastră persoane pe care îi deranjează să știe cum se cheltuiește banul public, le recomand să se abțină și să voteze împotrivă. Dacă vă interesează cum se cheltuie banul public și vreți să fiți cu ochii pe cei cărora noi de aici, de la municipiu, votăm și am votat bugetul pentru școli generale, spitale și așa mai departe, votați cu da și veți afla. Nu există nicio încălcare a prevederilor legale. Mai mult de atât, vreau să citez aici un raport de... Da? Deci, într-un raport de specialitate, în final, spune, pentru aceste considerente apreciem că nu se impune adoptarea prezentului proiect de hotărâre. De ce? Pentru că oricare dintre consilierii locali poate solicita ori de câte ori consideră de cuvință orice informație de interes public. Deci, același
birou care recomandă că nu se impune, recunoaște că oricare dintre consilieri locali poate solicita ori de câte ori considerare de cuvință. Eu consider de cuvință că tot timpul trebuie să fim informați la cum se cheltuie banul public. Și cu asta am încheiat, vă mulțumesc. Primarul Alexandru Dăncil a simțit nevoia să intervină făcând observații pertinente despre beton și covoare sintetice, iar vocea Comisiei Economice exprimată de consilierul Dorin Nistor a explicat la fel de sintetic de ce proiectul a primit aviz nefavorabil. Vreau să fac o precizare vis-a-vis de terenul de la Petrești. Este domnul vice față de mine, este domnul Nistor care cred că și el a fost acolo. Într-adevăr, terenul respectiv a fost făcut de acum un an mai bine, dar nu s-a turnat stratul de beton peste care urmează să pună acel strat, acel covor, mai bine zis, sintetic. Era pus un fel de zgură. Banii care i-au solicitat școala din Petrești a fost să toarnă un strat de beton, iar apoi să vină cu acel covor sintetic care să finalizeze lucrarea. Deci, pe asta este vorba. Eu mă refer că deja plasa sudată este pusă. Nu, plasa era pusă, repet. Nu, plasa sudată pe fondul suport, nu vorbesc de împrejmuire. Nu de împrejmuire, eu vorbesc doar de teren. Pe teren care era zgură pus. De asta vorbesc. Deci este o situație... Balastarea a fost făcută și un constructor. Deci nu vă contrazic, eu v-am spus. Balastarea a fost făcută în urmă cu 2-3 zile. O balastare la care se vede urma tasatorului nu poate fi făcută în urmă cu... E problema lui. Eu vă spun numai ce a fost nevoză. Fiecare răspunde pentru ce face. Mi se pare corect. Da. Dacă doriți să mai interveniți pe marginea proiectului... Dacă permiteți legat de opinia Comisiei Economice raportat la acest proiect, din punctul nostru de vedere, considerăm că nu trebuie să intervenim ca și consilieri în îngreunatul ceea ce înseamnă activitatea primăriei în general și cu această ocazie înseamnă că tot ceea ce înseamnă facturi pe care primăria le primește trebuie neapărat să fie serosate sau, știu eu, copiate într-o formă sau alta și puse sub diferite forme la dispoziția consilierilor. Dacă dumneavoastră bine ați menționat, există un proiect de hotărâre și o hotărâre în acest sens în care noi suntem informați de tot ceea ce se întâmplă la nivelul administrației locale și totodată mai există și alte modalități de informare, atunci când considerăm că ne interesează un anumit subiect sau un suspiciune, este normal să cerem. Există și o legislație în acest sens și din acest motiv consider că nu trebuie să mai venim cu o hotărâre de Consiliu Suplimentară care să ne dea încă o dată un drept pe care deja îl avem. Asta nu înseamnă că fiecare dintre noi nu poate să ceară informații și că nu trebuie să fie interesat de modul în care este cheltuit banii publici. Eu consider că un consilier într-o localitate nu este un controlor, el este cel care vine și face proiecte și susține proiectele făcute de primar și de către specialiștii din primărie și vine și el la rândul lui cu astfel de inițiere. Nu consider că este acela care trebuie să intervină, să facă verificări în primărie. Există instituții abilitate atât de la nivelul primăriei, cât și externe. Auditorii, curte de conturi și așa mai departe. Și bineînțeles, dacă aveți suspiciuni de fraudă, care dintre noi poate să se sesizeze organele competente. Inițiatorul nu s-a lăsat convins și l-a atacat pe Dorin Nistor unde îl durea mai tare, adică în eșecuri trecute, fapt pentru care Democrat Liberalul s-a aprins ca focul de paie. În consecință s-a stins tot așa. Este un discurs ok, spunând că noi ca și consilieri nu suntem aici pentru a controla. În schimb, dacă aceste cuvinte frumoase ar fi fost spuse în campania electorală, vă asigur, domnul Dorin Nistor, că nu aveați nici măcar 2000 de voturi. Deci noi în campania electorală ne lăudăm că avem grijă de bani public, că vom controla, după care ne erijăm în spatele legii și spune sunt alți controlori și așa mai departe. Nu mi se pare o atitudine bărbătească. Să-l supunem la vot. Poate unii vor să participe. Dumneavoastră vă răspund dacă doriți să stați în fiecare zi în primărie, să verificați fiecare factură în parte, să verificați fiecare activitate fiecărui om din primărie, puteți să o solicitați și aveți acest drept. Domnule, dacă dumneavoastră vă permite timpul și doriți să o faceți, doriți să o faceți. Și nu mă jigniți pe mine pentru că nu mă interesează cum se cheltuie banul. Domnule, datorită faptului că veniți cu un argument, cu elin, vin și vă contez. Pentru că eu nu vreau, tocmai pentru că nu vreau să stau toată ziua în primărie, pentru că nu vreau toată ziua să verific facturi, pentru că nu vreau toată ziua să mă duc din liceu în liceu, de aia solicit aprobarea acestui proiect de lege,
pentru a face economie de timp și a avea aceeași eficacitate la control, ca și când m-aș duce din poartă în poartă, zi de zi, oră de oră. Mă scuzați, mai este proiectul de legi, proiectul de consiliu. Vă mulțumesc că dacă permiteți, vreau să spun la proiectul. A urmat apoi un proiect de hotărâre inițiat tot de Radu Roncea, în aparență, întrucât în umbra sa pare a fi omul de afaceri Nicolae Matei, zisnic Iardeal. E vorba de o inițiativă care vizează încetarea contractului pentru baza sportivă din Arini, încheiat între firma lui Nic Iardeal și administrația locală, bineînțeles cu restituirea banilor investiți. Doar că acolo lucrurile sunt mai complicate și datează de pe vremea primarului Mugurel Sârbu, fost primar pe care consilierul Roncea îl ia în zeflemea. Nu am luat în discuție proiectul datorită faptului că nu erau răspunsurile date de către judecătorul angrenat în acest... Avocatul. Și încă o comisie nu avea avizele. Deci nici nu am luat în discuție datorită faptului că nu aveam toate elementele necesare la dosar. Comisia de învățământ? Dar nu a fost în comisia de învățământ. Nu avem aici de comisia de învățământ. Bine, unii consilieri de râd, că atâta știu să facă. Nu este obligatoriu la o ședință extraordinară să treacă și în toate comisiile, da? Eu am întrebat de comisia de învățământ, aveam trecut aici comisia de învățământ. Hai să intrăm în miezul problemelor, dacă mai sunt întrebări sau... Nu, vreau să pun și mă rog că nu vreau. Da, un proiectul pe care l-am inițiat nu pomenește nicăieri, da, de o sumă de bani, ci mai mult, doar dacă vrem noi ca și consilieri să redobândim acele investiții și să continuăm dezvoltarea zonei respective. Nu se pomenește de sumă de bani, nu are nicio legătură că are sau nu are ipotecă. E irelevant. Vorbim pe lângă subiect. Ce dacă are ipotecă? Cu atât mai mult, poate are o evaluare, nu? Deci dacă banca i-a dat, acordat un credit pe respectiva clădire, înseamnă că există încă o evaluare. Nu vorbim de valori aici. Vorbim dacă vrem sau nu vrem să retrecem în patrimoniul municipiului acea zonă, bineînțeles, conform legii, despăgubindu-l pe constructorul de bună credință. Despre asta este vorba, nimic mai mult. Văd că foarte mulți dintre colegii mei așteaptă un punct de vedere al avocatului. I s-a solicitat avocatului, da? A venit târziu, numai înainte cu ore, l-avem dacă vreți, îl citesc. Avocatul are un punct de vedere, din nou, deci aici patinăm pe mocirlă. Ce punct de vedere să aibă avocatul vis-a-vis de ce? Față de proiectul meu sau față de un litigiu care nu are legătură cu proiectul meu? Față de proiectul dumneavoastră. Față de proiectul meu, are contract de consultanță cu primăria? Dacă îmi permiteți. Sau vine din punct de vedere a unui alt proces în care l-a reprezentat și pe Mugurel Sârbu, reprezintă și primăria și acum ca ce chestie vine pe un proiect de-a meu, avocat. Are contract de consultanță respectivul avocat? Nu are contract de consultanță, are un contract de mandat. Pe care ce? Și reprezintă municipiul Sebeș cu privire la litigiul existent. Dar proiectul meu nu se referă la un litigiu existent. Și aici este o inducere în eroare. Pentru că procesul a început pentru o nulitate de contract. Corect? Constatarea nulității. Constatarea nulității. Există vreo constatare a unei încălcări de lege? În momentul de față, nu se pronunță instanța, nu ne putem pronunța nici noi că există că ne frică. Încălcarea, că s-a... Nu, dar până acum a fost, nu. Până nu se pronunță instanța... Nu a avut timp să se pronunțe asupra nulității de contract. Dar noi nu... De asociere în participație, numai chiar instanța se poate... Corect, dar proiectul meu nu face referire nici la proces, nu face referire nici la litigiu care există între respectivul investitor și fostul primar și acum respectivul investitor și municipalitatea, face referire dacă noi vrem sau nu vrem baza respectivă să o trecem în proprietatea noastră a primăriei. Și vreau să vă aduc aminte că în urmă cu 2 luni am cerut un vot de principiu care este consemnat în procesul verbal. 15 consilieri au spus că da, vor trecerea în patrimoniul primăriei a respectivei baze.
Și acum, cu siguranță nu vor fi, că suntem 15 de toți. Dar pe baza acelui vot de principiu am inițiat acest proiect. Acolo se pomenește în răspunsul avocatului de un prejudiciu de 1 milion de lei. 1.024.386,36 de lei. Bun, conform contractului de asociere în participațiune, nu există clauză decât de gratuitate, că dă până la 12, da? Această sumă este investită cu titlul executor? Este dată de instanță? Nu. Nu. Și atunci de ce o pomenim? Pentru că asta e, cum să zic, inducere în eroare. Dacă când instanța o să zică că are un prejudiciu, asta e o recomandare de la Curtea de Conturi de pe vremea lui Măgărel. Nu e așa? Păi ce facem aici? Eu am făcut un proiect, nici nu mă interesează care e prejudiciu acolo, pentru că nu la asta se referă. Nici măcar nu pomenește în proiectul de hotărâre o anumită sumă. Scrie evaluarea investițiilor, se va face de comun acord. Nu are legătură cu avocatul Lupește, să mă scuzați acum. Și dacă vă aduceți aminte, repet, din nou, am făcut proiectul de hotărâre și pe baza votului pe care l-am primit de la colegii mei. 15 au spus că da, vor acea bază de agrement să treacă în proprietatea municipiului Sebeș. Despre asta vorbim, nu despre procese, cum sunt ele discutabile, ca să nu le spunem altcumva, și despre sume de bani pe care 1.024.000 de lei pentru perioada, mai dă și perioada, mai dă și sumă de bani, după ce noi, în Consiliul Local, am dat acel vot de principiu, în care 15 consilieri au fost pentru trecerea în patrimoniul municipiului Sebeș și a bazei sportive din Arin, imediat după o săptămână, același avocat, da, care ne reprezintă interesele, a depus la instanță o declarație cum că noi nu dorim. Ăsta e avocatul pe care îl avem. Există, după procesul verbal de ședință, în care e clar că sunt 15, după o săptămână a fost proces și avocatul a spus consilierii, Consiliul Local Sebeș nu dorește. Sunt dovezi și probabil dacă... Nu, e prea liniște în Sebeș, probabil, și avem nevoie de astfel de avocați care mai mult ne îmbârligă decât ne sfătuiește de bine. Avem nevoie de astfel de avocați care mai mult ne îmbârligă decât ne sfătuiește de bine. Să mai spună cineva că aleșii locali din Sebeș nu sunt extraordinari, mai ales când e vorba de ședințe extraordinare, muiate în saramură de litigii și bălți viitoare.